Aradul. Un oraș nu foarte mare și nici unul foarte vechi, dar în continuă dezvoltare. Cea mai mare parte a clădirilor pe care le admirăm astăzi au fost construite acum aproximativ 100-150 de ani. Aradul ăsta frumos a fost construit într-un interval cuprins undeva între 1870 și începutul Primului Război Mondial, o perioadă în care se construia frumos, eclectic și mai apoi Art Nouveau, o perioadă numită în lume La Belle Époque. Majoritatea palatelor din centrul Aradului au fost case de raport, blocuri de locuințe, le-am spune astăzi, numai că mult mai frumoase, nu-i așa? Bulevardul larg ce definește centrul Aradului a apărut natural, ca o consecință a faptului că orașul a fost dintotdeauna un târg. Locul de târg era în actuala piață din spatele teatrului. Acolo era centrul Aradului. Comercianții care nu mai încăpeau în piață se aliniau înspre nord cu căruțele pe mijlocul drumului. Și așa, după multă vreme, cu construcțiile care au apărut pe laturi, s-a format frumosul bulevard al Aradului. Cele mai importante repere ale bulevardului de astăzi sunt Palatul Administrativ, Palatul Cenad, Biserica Sfântul Anton de Padova sau Biserica Minoriților, Palatul Băncii Naționale, Teatrul Clasic Ioan Slavici, Biserica Evanghelică, cunoscută mai ales sub numele de Biserica Roșie, Palatul Neumann sau Palatul Finanțelor și lista ar putea continua, desigur. Din punct de vedere arhitectural, Aradul arată aproape la fel ca în urmă cu 100 de ani. Frumoasa casă de raport Tudoș, decorată cu ornamente în stil Art Nouveau, în relief și altorelief, dominată de ghirlande și grupuri de câte 3 păuni, din care cel din mijloc, cu coada în formă de evantai, arată și astăzi la fel de bine ca în ziua în care a fost inaugurată. La fel și casa Lengel, proprietate a lui Lengel Lorenz, furnizor de mobilier al burgului vienez și al cetății din Buda. Palatul Földeș, unde renumitul farmacist Földeș Kelemen deschide farmacia Mântuitorul, unde în anul 1896 acesta își înregistrează marca proprie după succesul fulminant al cremei sale Morgit, este un alt bun exemplu în rândul clădirilor care revin la strălucirea de odinioară. Palatul Elis Fischer, clădirea, cunoscută după poarta cu păuni, a aparținut lui Elis Fischer, o doamnă de origine evreiască, membră de frunte a comunității evreiești din Arad. Erzsébet Fischer a lăsat în testamentul din 1905 întreaga avere, constând în clădiri în valoare de 300.000 de florini, comunității din care făcea parte, cu condiția ca întregul profit să fie folosit pentru construirea unui orfelinat pentru tinerele evreice orfane, ca acestea să aibă un viitor în siguranță. Palatul Cultural. Construcția a fost inițiată și dusă la bun sfârșit de către Asociația Culturală Colcei, sprijinită de autoritățile locale și de guvernul de la Budapesta. A fost gândit inițial ca un mausoleu al celor 13 generali ai Armatei Revoluționare Maghiare executați la Arad pe 6 octombrie 1849. Planul clădirii a fost făcut de arhitectul arădean Ludovic Santoi, care a realizat un mix de stiluri. Fațada este în stil neoclasic, laturile sunt dominate de elemente ale stilului renașterii italiene, iar partea din spate este de inspirație gotică. Turnul masiv este inspirat din arhitectura Extremului Orient. Ornamentația holului principal este realizată în stil secesion. Vitraliile sunt originale, iar pictura de pe bolta cupolei reprezintă sistemul solar și cometa Halley. La ornamentarea holului central al clădirii a fost folosită marmură de Moneasa. Sala de concert a fost realizată după modelul sălii Academiei de Muzică din Budapesta. Este admirată de muzicieni pentru acustica deosebită. Ultima restaurare, încheiată în 2018, a adus cu ea desăvârșirea sălii odată cu instalarea orgii. Prevăzută în planul inițial, orga nu a mai fost instalată niciodată, din cauza izbucnirii Primului Război Mondial. Palatul Administrativ.
Construit între 1872 și 1876, după un proiect inițial realizat de celebrul arhitect maghiar Lechner Odon, este cea mai spectaculoasă clădire eclectică din Arad. Turnul acesteia atinge înălțimea de 54 de metri. Stilul clădirii îmbină neorenascentismul flamand cu stilul primăriilor medievale târzii. Fațadele regulate sunt ritmate și decorate de elemente clasiciste, iar fațada principală are bogate referințe neorenascentiste. Interiorul a fost restaurat integral la începutul anilor 2010. Tot atunci, sala festivă a fost redenumită Sala Regele Ferdinand, după numele suveranului contemporan cu realizarea României Mari, care includea în premieră și Aradul. Holul principal, decorat cu vitralii, a primit această formă începând cu 1975. Autorul, Sever Frențiu, artist plastic renumit la nivel național, a realizat vitralii asemănătoare în Palatul Cotroceni din București, reședința oficială a președintelui României. Tema abordată este timpul, prin două cicluri, cel al anotimpurilor și cel al lunilor anului. Teatrul clasic Ioan Slavici. Ridicarea clădirii a început în anul 1872 și s-a încheiat în 1874. Proiectul clădirii teatrului a fost elaborat de arhitectul Skalnitsi Antal, din Pesta, iar arhitectura interioară i-a aparținut lui György Bako. În 18 februarie 1883, din cauza unei defecțiuni la sistemul de iluminat cu gaz, clădirea teatrului a ars aproape în întregime, iar în anul 1957, un alt incendiu devastator a distrus o mare parte din clădirea teatrului, tocmai când se finalizaseră ample lucrări de reparații. Legenda spune că, la inaugurare, trebuia să vină însuși Gheorghe Gheorghiu Dej, cel care ținea loc de președinte al României pe vremea aceea. Pentru a se usca vopseaua din sala de spectacol, s-a dat căldura la maxim, ceea ce a dus la supraîncălzirea coșului de la centrala teatrului. A rezultat un incendiu care, spun localnicii, a fost stins în totalitate abia după o săptămână. Autoritățile locale au alocat imediat fondurile bănești necesare refacerii complete a edificiului. Rezultatele lucrărilor efectuate atunci pot fi văzute și astăzi, atât în exteriorul, cât și în interiorul clădirii. De atunci, teatrul își are intrarea principală, perpendicular pe axul bulevardului. Fațada în stil neoclasic a fost proiectată de către arhitectul arădean Miloș Cristea, iar basorelieful de pe fronton a fost realizat după planurile artistului plastic local Ioan Tolan. Pe parcursul anilor, și interiorul edificiului a suferit numeroase modificări. Palatul Cenad a fost construit între 1892 și 1894 la comanda Căilor Ferate Unite Arad-Cenad. Se spune că planurile au fost realizate în atelierul arhitectului Miklos Ibl din Budapesta, fiind mai apoi modificate de către arhitectul arădean Lajos Zsirasek. Este una din clădirile care făceau parte din ansamblul urbanistic al pieței primăriei, toate fiind construite în stil eclectic, cu elemente neoclasice. Se distinge prin fațada bogat ornamentată cu elemente de stil renascentist italian, prin cele două turnuri de la colțuri sau cele patru porți de intrare. Ornamentația turnurilor reflectă specificul arhitecturii arădene de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Spațiile de suporți erau ornamentate cu picturi murale, cu tematică împrumutată din activitatea căilor ferate și cu motive de sorginte religioasă. Palatul Neumann. Proprietate a celei mai celebre familii de evrei a Aradului, a fost construit între anii 1891-1892, după planurile celebrului arhitect arădean Milan Tabakovici. Veniți în Arad în jurul anului 1848, membrii familiei Neumann au prosperat în urma afacerilor cu cereale și a fabricilor pe care le-au înființat. Construirea palatului din centrul Aradului se înscrie și ea în ciclul de afaceri ale familiei, în condițiile în care acesta a fost gândit încă de la început ca o casă de raport, o construcție ridicată pentru a aduce profit. Construit la colțul nordic al promenadei Corso din centrul Aradului, Palatul Neumann a fost extins ulterior spre strada Episcopiei, devenind unul dintre cele mai mari palate din oraș. Clădire de apartamente, un veritabil bloc de locuințe, cum l-am numit astăzi, palatul avea în aripa dinspre stradă și o sală de bal, în care în prezent funcționează o aulă de 200 de locuri a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Clădirea este considerată o capodoperă a stilului eclectic. Construcția cu două etaje are porți spre trei străzi și mai multe case ale scărilor, toate cu o bogată ornamentație făcută din fier forjat. Creatorii imaginii de astăzi a Aradului, mari arhitecți arădeni, merită toată aprecierea noastră pentru cunoștințele și talentul lor zidite în piatră.
Arad, un muzeu în aer liber, al stilurilor arhitectonice specifice secolelor al XVIII-lea, al XIX-lea și al XX-lea.